Luni dimineața în jurul orei 9 a avut loc un eveniment rutier pe bulevardul Mihai Viteazul, în apropiere de sala sporturilor Zalău. Din informațiile primite de la purtătorul de cuvânt al poliției Sălaj, Ioana Lascău se pare că tamponarea a rezultat din cauza neacordării de prioritate. Din fericire nu au rezultat victime, doar pagube materiale. Mulțumim persoanelor anonime care au trimis imaginile la redacție. Dacă ați fost martorul unui eveniment, puteți trimite imaginile pe adresa de Facebook ZTV, e-mail zalautv.arondgmail.com sau WhatsApp pe numărul de telefon 0744247263, iar la trei filmări care vor apărea pe acest site veți primi un cadou personalizat ZTV, iar noi vă garantăm că nu vă vom divulga numele.